Cel diferit printre ceilalți. Era odată o pisică care avea 4 mutănași. 3 erau albi și mici ca niște bulgări de zăpadă, iar al patrulea, tot mic, dar negru ca funinginea. Pe el chiar și frații nu-l iubeau, de aceea mereu era lăsat în spate. Se apropia iarna geroasă, iar mutăniei creșteau. Pisicii mamă era tot mai greu să-i crească. De aceea, într-o zi găsi o cutie și îi așeza pe toți 4 în văzul oamenilor, cu speranța că aceștia îi vor observa și îi vor lua acasă. Nu trecu mult timp și mutănașii albi își găsiră stăpânii. Erau niște copii care s-au oprit lângă familia pisicii și observând bulgărașii nostimi albi care își căutau de joacă cu coada mamei lor, i-au ridicat, ținându-i cu grijă în mâini. Erau numai 3 copii și și-au luat fiecare câte un mutănaș alb, așa că în culcuș rămase doar pisoiul negru. Fiindcă era de acum seară, pisica luă pe micuț și se retrase într-un loc mai călduț și mai sigur, cu speranța că poate mâine și el va avea noroc. A doua zi, pisica a apărut din nou, la locul vechi, cu speranța de a găsi o familie și ultimei odrasle. Așteptarea nu-i fu prea îndelungată, fiindcă pe alături trecu un băiețel cu bunicul său, care discutau ceva. Când deodată, un meunat subțirel și jalnic îi făcu să se oprească în loc și să caute cu ochii locul unde răzbătea sunetul. Se întâlniră 2 ochi mirați ai unui copil cu alți 2 ochi speriați ai unei vietăți mici, speriate și nevinovate. Pisoiașul îi păru foarte nostim și copilul ceru consimțământul bunicului să-l ia cu ei acasă. Fiindcă era un om foarte bun la inimă și își iubea nespus de mult nepotul, el i-a propus să o ia cu ei și pe pisica mama, ca micuțul să nu-i ducă dorul. Deci, ducând cu grijă în brațele lor pe noii lor prieteni, au făcut drum întors spre casă. Aici, chiar în prag, îi așteptau 3 băiețași, fiecare cu câte un pisic alb în brațe, care se opriră brusc la vederea noilor veniți. Cred că ați înțeles cine erau de fapt, tot nepoții aceluiași bunel milostiv. Mutănașul negru și-a recunoscut frații, fiind și el recunoscut de ei. S-au bucurat cu toții, căci le părea rău nespus de mult pentru comportamentul lor unul față de altul și își promiseră doar atenție și dragoste între ei. Mare i-a fost bucuria mamei, care acum își alinta copilașii, cărora le și ducea de acum dorul. Și au trăit împreună frățește. Nimeni nu mai obișnuia pe nimeni, iar culoarea blănițelor nu mai era un motiv de respingere între ei. Au înțeles că inima și sufletul nu poate avea culoare, iar frăția nu poate fi înlocuită. Morala. Pentru a iubi cu adevărat, este nevoie mai întâi de o suferință grea, care să ne smerească. Pentru a-l prețui,
pe altul, trebuie mai întâi să-l pierdem. Oricine urăște pe fratele său este ucigaș de oameni. Și știți că orice ucigaș de oameni nu are viață veșnică, dăinuitoare în el. În acesta am cunoscut iubirea, că el și-a pus sufletul său pentru noi și noi datori suntem să ne punem sufletele pentru frați. Iar cine are bogăția lumii acesteia și se uită la fratele său care este în nevoie și își închide inima față de el, cum rămâne în acela dragostea lui Dumnezeu? Thank you.